Să mă grăbesc repede cu streamul. Salut. Ia. Am intrat? Suntem în live. Stai că iar am... Da, am intrat, stați așa. Cum se aude microfonul? Cum e microfonul? Sound. Am intrat, stați așa. Da, am auzit, s-auzea bine microfonul. Levelele sunt bune. Sunt bune. Ok. Salutare la toată lumea. Ce faceți voi? Cum esteți? Salut. Bă, nu mi-a mai dat drumul la cameră. Mi se pare că mi-ar da fața o cameră, doamne. La lumină. Ia uite-mă câtă lume frumoasă aici. Carier. Să mergem la carieră și să o continuăm. De unde am rămas? Bă, parcă mi-e și drag așa, mă, pe cuvântul meu, să mă plimb cu tractorul, puțin cu combina, cu nebunii, să mai învăț niște chestii, că na, nu le știu nicio. De fapt, să mă învățați voi, că ați văzut cât de bine le știu. Ia uite, bă, câtă lume, bă, minunată, bă. Ești pe serverul lui Barbă? Nu, acum jucăm în carieră. O să avem serie separată cu Barbă Neagră și serie separată cu carieră, în care vom juca împreună și o să-mi spuneți și mie cum se face în anumite părți, cum se procedează cu anumite utilaje și chestii de genul ăsta, pentru că eu nu știu. Bun, pentru cei care încă nu știți ce am făcut eu pe aici, ziceam de la Barbă că aveam eu, de fapt de la Barbă, de fapt de la și de la el, am aflat de la Ștefan, practic la Help Refill of Seed Fertilizer, seed-ul last buy. O să dau off și fertilizatorul momentan. Help Refill. Las refill-ul așa, îl pare filmul, așa îl las așa, e ca și cum le-aș cumpăra atunci. Salutare, Cristian și la toată lumea, Bogdan, Ștefan, Patrick, Cristian, Angel, Andrei, Răsputneac, Laurențiu 2.0, toată lumea de aici, da, nu sunteți mulți, e ca la Barbă aici. Știți cum e, ca la Nicolae, știu cine mi-a like-ul înapoi. Așa. Deci ăștia le-am dat pe off ca să-mi termin seed-urile și după aceea de acum încolo o să le cumpăr în momentul când îmi dau cu ele. Bun, aici vezi că trebuie să le duci tu dacă îi dai sau nu să le mai cumpere. Da, o să le duc eu. Deci hai să vedem ce facem prima oară. Da, hai să-l prezint. Deci prima oară aici este o remorcă pe care nu mai folosesc. Este prima remorcă cu care am început în carieră și nu mai folosesc. Pentru că mi-am cumpărat remorcă, fraților, de asta de 32 de tone. Uitați-vă, sunt mândru de atât de dragă mie de asta, e așa să urc în ea. Pot, mă, să urc în ea? Cred că dacă mi-au avânt ea, de-te așa. Eu pot o dudă. Nu pot să urc în ea. Bă, oricum, asta este remorca. Salutare, Marius și Laurențiu. Deci, am dat ceva pe ea, mai am doar 18.000 de euro. Deci, am făcut achiziția asta. Și ce achiziție am mai făcut? Am luat acest îngrășământ și erbicid. Herbicid, ca să... Salutare, Patrick, bine ai venit! E, avem combina asta pe care ne-a dat-o jocul. Ce am mai făcut? Ne-am cumpărat această... Nu e utilaj, această mașinărie cu care putem să dăm cu îngrășământ și herbicid. Momentan că banii ăștia i-am. Salutare, George, mulțumesc, George, că ai venit să mă ajuți. Așa, am subțiat roțile de la acest tractoraș care este cel mai slab tractoraș al meu. Bandit Daniel, hai subscribe to your channel. Cer scuze, câteodată nu merge rahatul ăsta de TypeScript. Și uite, dacă primesc pe ceas noi notificări, o să-i strig. Ba da, este un utilaj, se numește met de ierbicidat. E ierbicidat sau erbicidat? Știu că data trecută a fost așa un fel de dezbatere pe tema asta. Bun. Am uitat ce am dat. Ce asta? Fertilizat. 17%. Trebuie să-l mai fertilizăm pe ăsta, nu? Ăsta e cu soia pins. Stai. A, ăsta e așa,
15%, 18%, 10%. Mă, care-i faza cu ăștia? Nu mai ții minte. Herbicida, pot juca cu tine, sunt pe single player pe carieră. Apasă escape și uite-te. Apasă escape. Și unde mă uit? Aici? Stai. Uitam prost. Nu știu ce înseamnă această verde. Dacă mă credeți, trebuie discuit. A, deci asta practic abia l-am recoltat, nu? A, mi se pare că asta și făcea. Bă, dar ăștia le dădusem să facă, dar n-am mai făcut. Stai așa, asta și făcea. Da, mă, ăsta discuia. Da, ăsta discuia. Așa. Ăsta lua grâu pe care l-am cam ars cu... ăsta nu a fost erbicidat la timp și s-a futut. Da, asta e, îl luăm. Și ăsta, gata, mi-am adus aminte. Iar ăsta trebuia să-l însemințeze. Și cred că nu l-am însemințat până acum. L-am însemințat doar pe partea asta. Ce trist. Și trebuia să mai însemințeze și pe partea asta. Bun, hai să-i dăm să facă. Deci ăsta o să-i dăm așa. Ia stai așa că e prea tare, stai să dau puțin mai încet așa și la voi ca să nu se audă prea tare. Să dau și la mine mai încet, așa, nu se spune discuia, uite-te în drept la istoric. Deci facem așa, H. Și ăsta o să... H, stop, nu așa. Să dăm mai în stânga. Așa, salutare Costalin, bine ai venit, salutare Carda, am cumpărat și mie 19 dacă joc cu tine, nu. N-am bani de te... Vezi că-ți crești iarba și pierzi cultura. A, te refer aici, da, o să dau cu herbicid pe asta, nu? H, gata. Ăsta trebuie să-l discuiască. Bă, trebuie să mai fac și eu niște, vezi că-ți crești, da, asta mai citat, stai. Ăsta trebuie să-l continui să discuiască aici, bun. Și doar pe ăștia doi pun, că după aia nu mai am bani. După ce o să fac ăsta aici, o să dau cu îngrășământ peste tot și dau cu erbicid la final. Mai joacă cu barbă, discuie. O să mai joc cu barbă când o să poate și el să joace, când o să ne întâlnim la timp și când o să joace și el același lucru. Ce mai strici azi? Carda, tu ai fost data trecută, a? Ce mai strici azi? Știe el ce știe. Așa, și pe ăsta hai să mergem noi frumos cu combina să-l luăm. Dă-te așa că știu să-i dau și drumul acum, nebunie. Așa, bun. Pune-te să treier. Discuia să pune la trecut. Salut, Ianuț, salutare, bine ați venit. O să încerc, o să încerc să vă pun cât mai aproape de... De așa, să fac un schimb de experiență aici. Așa, să vă pun cât mai aproape de ecran ca să poți să scrie treier. Salut, apasă F1. Să apăse F1. Păi de ce să apăse F1? Ca să dispară ăsta? Mie îmi trebuie ăsta, că mă mai uit și eu. Și ieri am fost pe live. Semănatul peste soia, să știi că nu o să meargă niciodată. Ce? De ce? Cum adică nu o să meargă? Detaliază, Bogdan. Ce înseamnă că nu o să meargă niciodată? Mamă, uite câtă lume minunată. Bă, băieți, bă, de unde veniți, mă, atâția, mă? N-am atâtea sloturi pe... Da. Uite așa că n-am mers iar de drept. Dar ce-i făcut bobiță? Discuie mai întâi. Unde să discui? Ce să discui mai întâi? Păi stai, mă, să iau ăsta. Soia asta. Îmi prută bani și cumpără terenuri noi. Nu acum, că abia mă descurc cu ăștia. Dacă se merg peste soia, o să iei ca fertilizator. Ai scăpat un pixel. A fost fun ieri pe live. Da, mersi frumos, Patrick. Ne-am distrat ieri. Chiar ne-am distrat. A fost așa o lecție de farming super dură. Hai, boss, la treabă că trece timpul, gata, asta facem. Dar de ce nu merge, nu știu, întreabă-l pe barbă.
Deci o să acum cum se numește că trăieram? Nu? Deci o să puțin a fost în ale agriculturii. Să luăm aici pe partea stângă cu pixelii scăpați. Să luăm și pixelii ăștia de aici pe care i-am scăpat. Așa. Pune-l pe automat. Nu-l pun pe automat că-mi ia bani. Și așa, mai am 17.000 și scade pentru că ceilalți doi sunt pe automat, după cum vedeți. Da, 3 eram. Acum recoltez. Acum recoltez. Da, așa este. Mister Sob, mersi. Mi-a plăcut faza de la bumbac și faza în care te-ai blocat în mașină. Sunt multe faze mișto care au fost ieri. O să mai fie și azi, din păcate că da. La cum știu eu să joc jocul ăsta. Până mă prind, da, până mă prind. Nu fiți răi. Măi, măi. Ce v-am să spun? Ăștia deja fac ai mei. Ăla discuie și ăsta pune semințe. Și ți-am dat cerere pe Steam. Ok. O să mă uit și pe Steam. Mai târziu. O să termin cu ăsta și pe apă asta o să discut. De ce nu te împrumut? Lasă așa la început până intră în mână tot. Lasă așa e la început până intră. Ok, sunt boxeș nou. Ok, așa am fost și eu prima oară. Păi na, toată lumea, nimeni nu se naște, nimeni nu se naște învățat, vă dați seama. Sunt curios cum o să meargă toată treaba asta pe aici. Salut, pot să mă joc și eu cu tine? Joc în carieră pe single player, supi. Nu mă joc multiplayer. Dacă te adaug. Dacă te ce? Să-i să dăm bu, că am terminat. Așa, și hai să punem combina. O ducem în direcția asta, nu? Ia să vedem cum e terenul ăsta. Dacă te adaug la tine, puteți juca CSGO. Ce este că o joc numai cei care au gol 3 în sus, divizie. Da? A, pe ăsta, mi-aduc aminte, da. Asta o să las aici, că asta o să urmeze. O să dau cu combina aici, golește-o. Da, de treapte să o golește, să o golește, stați așa. Am văzut că pot să o golesc direct aici, nici nu mai trebuie să o pun Deci pot să o golesc direct în siloz, am văzut. Am văzut pe live-ul de ieri. Pe live-ul de ieri. Pe live-ul de data cu devine, discuți și semnătoare cu altele mai puternice. Stai că stau ca vaca. Stai așa să stau și eu normal. Așa, hai să vedem. Apăsăm pe O. Și ar trebui să meargă. Da, hai că merge. Dăm direct aici. Da, în FS7 nu mergea direct în silos. Da, păi acum merge. Foarte bine că merge, nu mai stăm să punem în căruță și după aia din căruță în siloz. Așa, așa zic eu, căruță. Bun. Cât mai avem? E undeva la 12, 11, 10, 9%. Terminăm și cu asta și mergem repede jos. Dacă mi-au fi și pot juca cu tine. Bă, o să jucăm. După ce mai avansez puțin în single player și încep și eu să mă obișnuiesc cu el, da? Și o să jucăm, o să facem un multiplayer toți. Bun. Asta o să o las aici. Și asta cât mai are, mă, până crește la... E fertilizat 50%, vedeți? Și am erbicidat-o și am ars toate ăștia. Asta deja am pierdut-o pentru că... N-am apucat să o fertilizez și... N-am apucat să o erbicidez și s-a dus naibii. Dar vedeți, asta am erbicidat-o. Arată bine. Caruta Catarani. What the fuck? După ce capăt experiență? Bă, merge dacă știi să o poziționezi bine. Ce anume? Fertilizează-l. Păi trebuie fertilizată. Asta mai trebuie fertilizată încă o dată? Păi o fertilizăm, nu e problemă. Stai așa să, dacă tot eram aici, să dau pe asta mai în spate ca să am loc să vin cu aia altă, dacă mai trebuie asta fertilizată încă o dată. Combina.
E doar 50%. A, deci trebuie să o mai fertilizez până la 100%. Ok. Am înțeles. Da, până la 100%. Da, până la 100%. Ok. Mulțumesc. Am dat asta mai încoace ca să pot să vin cu tractorașul, cu fertilizatorul pe care l-am pus aici. Ăsta termină de discuit aici, să se dăm să discuiască și aici, iar ăsta termină de însămânțat aici. Și a terminat de însămânțat deja. A, mai însămânțează părticica asta de aici și pe al dâns să însămânțeze aici. Ăsta a terminat acum. A, nu, mai are. Mai are. Ok. Păi lăsăm pe ăștia să termine. Ăsta însămânțează aici, o să discuiește aici. O să-l dau pe ăsta să însămânțeze aici și ăsta să discuiască acolo. Meantime, mergem cu asta și fertilizăm. Bă, ce avem aici? Avem fertilizant. Perfect. Avem fertilizant aici. Te spamăm când nu știi. Ok. E bine, e ok, nu mă supăr. Ia să vedem dacă merge. Uite, vedeți, mă, ce micuț e ăsta, așa cu roțile linii. Mi-e drag așa de el când îl văd. Tractorașul ăsta cu... Apasă schimb de la hartă în dreapta, ai niște săgeți deasupra la cu fiecare culoare, dă în dreapta să vezi cum se face fiecare. Ce? Deci am... Ce am? Am niște... Deci apasă schimb de la hartă și în dreapta ai niște săgeți deasupra la ăla cu fiecare culoare, dă în dreapta de ele să vezi cum se face la fiecare. Ce? Ce săgeți? Ce dreapta? Ce? Unde? Aici te referi? A... Soil composition, weed. Și ăsta e fertilizat. Ăsta e weed aici? E weed? Nu trebuia să fie soia? Nu trebuia să fie soia? În spate la cameră. Deci, ăsta e fertilizat. Și o să mă duc să-l fertilizez și mai mult. Corect? Și aici e cultivat. Aici l-am cultivat. Harvested, ăsta l-am luat. Deci trebuie să mă duc să cult... Dar ăsta e de fapt ce e? Growing. Asta e deja growing. Dar asta nu e încă cultivat, că n-am pus semințe pe el. Ce înseamnă plowed, removed tops și withered? Ăștia nu le știu. Dar nu se blochează botul. În spate, dar trebuie să fie albastru închis stadiul de creștere. Am înțeles. Te refer aici. Fertilizatul, nu? Arat. Arat? Arat ce e, plowed? Plowed e arat. Remove tops și withered. Să-ți spune și mie cu el. Dă cu plugul, plowed. A, dat cu plugul. A, ok. Ia, ce n-ai m-am dus în... Îți trebuie un plou, un plug. Da, ăla nu l-am cumpărat încă. O să-l cumpărăm și pe ăla. Hai să mergem pe partea asta aici. Și cum dăm... Unfold sprayer. Dai să vedem cât de mare ne facem. Deci cred că trebuie să ne ducem mai în dreapta puțin așa. Cam așa, a? Mamă, ba chiar mai în dreapta. Mă, cățăși gura ta cât a s-a făcut. Cât a huda. E, prea în dreapta. E, uite, așa e perfect. Așa e perfect. Și începem cu B. Și fertilizăm, frate. Dar nu fertilizam noi. Fă moderator să mă vezi mai bine. E, la mine moderatorii sunt mai cu skepsis. Moderatori stau numai acei oameni care au și grijă de chat și vin mai des pe la mine. Din păcate, îmi pare rău. 19 nu mai pot să-l fertilizez. Ce? Păi stai mă, de ce? Ba da, mă, pot, ia uite. Te să-l fac 100% mă, Costalin. Așa mi-a zis lumea. Că e 50%. Și se face albastru închis, uite, când e 100%. Acum uite să vezi dacă merge acolo unde ți-am spus. Mamă, stai să vezi aici cum fac eu. Vezi? Ba trebuie să fie către frișan stadii diferite de creștere. Acum e bine, eu zic bine. În stadii diferite de creștere. Stai așa să dau. Cum dau mă stop la asta? Fac. B. Ca să nu...
Dacă se mișcă culoarea pe hartă e bine. A, da? Deci e bine. B, ce B? A, B, ca să dau stop. Da, da, da. Stai că eu sunt cu delay, întreb ceva și nu dau seama ce am întrebat după aia. Aoleu, stai așa că Edita mai mâncațaș gura ta. Stai că trebuie să-i fac din nou fold. Unde n-ai bine, mă? Fold X. Stai că n-am loc de ei, ești nebun la cap. Așa. Mergem frumușel și noi. Așa. Mergem cam pe... doamne. Așa. Și acum îi dăm din nou. Nu B. X. Cred că trebuie să ne dăm puțin mai în stânga. Așa. Data trecută era mai mic când l-a fertilizat. Da scorul în sus să vezi pe unde ai fertilizat. Da. Dă scorul în sus să vezi pe unde ai fertilizat. Ce scor? Bă, stai așa că... Eu intru aici. Fertilizez până la capăt, nu? Da. Bun. Hai să dăm aici mai în spate. Și să-i dăm... B! Hai, tata, să mergem. Where we go? Scroll. Ce scroll? A. Stai că vreau să iau și marginea dreaptă. Spun să fie unde și pe unde noi. Mamă, cât de sus pot să mă duc cu scrollul. Stai așa că mă duc prea dreapta. Bă, mai în stânga, mă. O, firațai. Bine că am roțile subțiri, că s-a legea n-ai de recolta mea. Deja praf. Așa, gata, gata. Hai, mă, mergem drept. Mergem, mergem, hai. Perfect acum. Așa de tot. Ce mișto să vede de sus de aici. Așa, și acum dăm B și X. Băiatule, bă, sunt 300 din căfetirea prima dată când platez a doua oară, când crește și la final, ca și acum. Bă, ăsta e finalul? Uite, deci este fertilizat 100%. Acum gertilezează-le și pe restul. Stai așa să mergem și la restul să vedem în ce stadii sunt. Hai să ducem ăsta de aici, că pe ăsta nu-l mai fertilizez. Nu-l mai fertilizez pe ăsta, nu? Ce s-a întâmplat, mă, cu ăsta? Nu s-a foldat până la capăt. După, da, și după vi l-a recoltat. Deci mai fertilizez încă o dată sau ce? Că nu m-am prins. Ia să parcăm noi pe ăsta aici în garaj. Felicitări! De să te pup. Și acum, stai că mi-am prins farurile. A, s-au stins automat. Ok. Ba da, îl mai fertilizez, așteaptă să se coacă. Bine, bine, bine. O iau de aici, că e aproape. Bun. Hai să vedem ce au făcut ăștia. Deci ăsta a făcut treaba aici. Și trebuie să mă duc aici. Aici o să-l fac eu. Pe ăsta îl dau să facă el aici. Pentru că eu nu vreau să ratez. Așa, dacă de arată Lario sau discuit sau cum ai zis ce. Da, de plantat. Să-l planteze el. Așa, bun. Și noi mergem cu asta. Nu, acum nu mai trebuie. Nu, acum nu mai trebuie fertilizat. Acum fertilizează-le și pe restul. Păi stai, mă, ce să fertilizez? Trebuie mai întâi să plantez, nu? Nu fertilizez așa ori și cum. Așa, fold. Așa. Și lor cultivat. Așa, V. Să dau mai în spate aici. Deci trebuie să vină undeva așa, nu? Așa. Of, ia în laibii, iar s-a dus prea stânga.
Deci asta, ia-ți o semănătoare mai mare. Da, mi-ar trebui. Dar uitați-vă la banii mei, trebuie să facem niște bani înainte să mai cumpărăm chestii, că nu merge așa. Fără să plantez. Ce? Cum adică fără să plantez? Să dau asta puțin în sus când mă întorc, ca să fie așa frumos. Salutare, salutare Daniel, bine ai venit printre noi. Așa, dăm V. Vinde ceai în silos. Păi asta o să fac. O să-i pun pe ăștia la muncă. Dar după ce fac eu chestia asta, o să vând și ce am în silos. Alin, crezi că trebuie să fertilizez pământul ăla abia însămânțat? Eu am încredere în Alin. Dar caută prețuri bune, da. O să vedem imediat după aia, da? What the fuck, să-mi spui că l-a lăpsat acolo nefăcut. Există acea firar să fie de nenorocire. O luăm acum. Gata. Ar fi indicat să fertilizez. Deci trebuie să fertilizez. Ăla ce însămțat trebuie fertilizat. Gata, mă duc acum și dau să fertilizeze. Hai tata, brr. Să știi că dacă pești grep poți schimba planta pe care o plantezi. Îți iei o grijă de pe suflet, da. O să-i dau ăsta acum să-l fertilizez pe tot. Bă, împrută bani ca să-ți iei utilaje. Stai mă, că am destule momentan. Apoi să-l fertilizez. Adică momentan am utilajele pentru a... ia să-i dau așa. Mai în stânga, mai în dreapta. Pentru a putea însămânța, discui și... Deci pentru a avea o recoltă, da? Ce facem? Așa. Stăteam eu în calea lui și nu putea să ducă. Bun. Așa sunt numai bune pentru început, Mihai. Da, da. Dar împrumută să faci upgrade. Păi nu, Bogdan. Nu așa, Bogdan. Păi dacă te împrumut să faci upgrade, Bogdan, o să stai cu loan, adică cu rată, și dă-i pe lună rata aia, după ce că eu nu-mi permit să plătesc cu oamenii, domnul Bogdan, și de-aia mai fac și singuri chestii, nu vezi? Nu poți așa să angajezi oameni, nu știu cum, că ce ziceți voi că e automat, de fapt nu e automat, ce se întâmplă când apeși H? Practic, angajezi un om și el îmi ia bani. Uitați-vă la bancul uscat, ia uite, 390, 389, vezi, 388, trist! Deci, practic... Trebuie să mai fac și munca eu singur, că nu sunt doar șef aici. Că dacă aș fi doar șef, aș avea milionul de euro și aș cumpăra la utilaje de n-ai văzut futus pete cu mătii care mi-a scăpat mie asta. Nu, de trebuie să-mi cumpăr o de-asta mai mare, bă frate. Salutare gameplay cu Cristi, bine ai venit. Bine, ați venit, oameni buni și frumoși. Ia, ia, ia. Așa. Întoarcem, hai să ridicăm ăsta. Nu, V. Ridicăm ăsta puțin, așa. Ca să ne rotim mai frumos. Așa, stop. Uite, așa frumos, îl punem jos. Hai să o dăm mai departe. Pete cu ăsta, cu hâți, Johnule, pe aici puțin. Ho. Așa, să nu lăsăm nimica, luăm și pe ăsta. Bun. Pac, ridicăm în timp ce mergem. Bă, când joci cu barbă? Nu știu, când o să mai intre și el pe server. Stai că am apăsat din greșeală. O să mai jucăm și sper să ne și nimerim în program. Eu m-am distrat, sper că se fie distrat și lui. E mai amuzant când joci cu cineva, într-adevăr. Aoleu, stai că am apăsat bă. Ai setat să ții fertilizator nerezolvat și să nu-l cumpere? Da, am setat. S-a și oprit. A terminat? Sau nu mai are fertilizant? Mai are fertilizant? Mamă, dar a terminat.
Ia să vedem. E 50% fertilizat. Asta înseamnă că aștept să mai crească și îl mai fertilizezi odată. Corect? Corect. Face și ăsta și după aia asta doar continuă drumul și fertilizează aici. Face barbă live. Da, știu că face live, că am vorbit cu el, dar știu că face cu alt joc. Bravo lui Mars. V. Ia să vedem. Știu că face live, că l-am întrebat azi dacă joacă și zici că vrea să joace altceva. Pam param pam pam param pam pam. Dar nu mă deranjează, mă, puteți să anunțați că face barba live, puteți să vă și... De cât timp joci farming? De 3 zile. Joc farming. Puteți să vă duceți pe barbă pe live, eu n-am nicio problemă, duceți-vă cu mare drag. Bă, așa le-am ratat eu pe aici? Fire așa în live, să nu spui. Sau e... A? Astea sunt doar... Astea sunt doar urmele mele, mă, nu? Nu, așa sunt doar urmele mele, mă. Stai că-s paranoic deja acum. De foarte mult timp... De foarte mult timp, Dan, da. Era urma de tractor, da, da, da. Am început să fiu paranoic. Nu prea contează peticile alea. E, pentru mine acum contează, Victor. Where from? Where from? Where from? Where from aici? Și da, e posibil să fie urmele tale. Da, probabil, da. Cel mai probabil au fost urmele mele. Where from Romania, Alex Braton, care te faci că nu știi să vorbești română? Wow, eu nu mă duc, că nu-mi place ce se joacă, nu mă FS. Deci nu, nu, deci susțineți-l pe domnul Barbă, că până la urmă de la el ați venit, probabil... Pe el îl îndrăgiți, așa că cine vrea să ducă, duceți-vă la domnul Barbă, că eu sunt ok. Nu mă juc aici cu tractorașul meu, vreau să farmez puțin telpetecul ăla, l-am văzut, o să-l iau. Hopa, hopa dirida, hopa dirida. Bă, trebuie să-mi iau o semănătoare de-asta mai mare. Să discuiesc. De ce nu ai jucat pe Farm Manager și joci pe New Farm? Ce? Te referi la hărți? Pentru că... Nu știu, asta mi-a plăcut. Dacă te referi la hărți. Știu că erau două hărți la început. Bă, dar și eu ce... Uitați-vă și voi ce... Linie mi-a intras aici, vai de curul meu. Așa știu eu să... Ar, nu? Așa se numește să ar? Să-l discuiesc. Așa știu eu să-l discuiesc. Nu la hărți, dar la ce? La ce te referi? Cumpără un plug și unește terenurile. Ăștia două? Ar fi o idee bună. Salutare, Forța Seba, bine ai venit. Forța Seba numărul 1, eu. Locul 1, numai 1, Seba e pe locul 1. Bă, da, asta e o idee foarte bună, să... Aș putea să unesc ăștia două terenuri cu plugul? Mi-ar plăcea să fac asta. Chiar mi-ar plăcea să fac asta. Să fac un dita mai terenul. Avem experiență nașpa cu plugul. Da, da, asta, asta așa este. Niște experiențe cam nașparlie. Ca nașparlete. Ai putea să le unești. Păi asta o să facem. Acum nu mai trebuie plug. Intri la painting și pui acolo la soil copsul și gata. Nu mai intru la painting în viața vieților mele. La nu farm ai terenul și tractoare și la farm manager ai 1000k și îți cumperi tu terenurile și tractoarele.
lasă că a fost mai bine aici când mi-au dat terenul și tractoarele. M-am descurcat mai bine. Așa, și stai că mai avem de luat aceste peticele micuțe care îmi stau pe creier. Deci pe serverul lui Barbă nu, sunt în carieră. Deci asta este single player și o să am două serii. Odată seria cu multiplayer cu serverul Barbă și seria asta cu Let's Play sau cum ne-am numit-o eu, cu fac carieră, seria fac carieră, în care o să mă joc doar în carieră. Bun. Acestea fiind spuse, pe ăsta l-am rezolvat. O să mergem să-l punem aici. Pentru că o să vreau să... De unde ai descărcat FS-ul? De pe Steam, l-am cumpărat. Ia stai așa. Nu! Dacă nu asta vreau să fac. Vreau să mă duc să îl pun pe ăsta frumușel. Așa. Să-l las aici și am. Și o să mergem să mai facem nițel banișori, că... E cam... aseară era Caterinca cu Alin cu suită la tine când ne-ai cu tine și Cisterna, bă, a fost nebunie, da. A fost nebunie. Ce să vedem? Așa, cum e recolt aici? Încă se face, e ok. Vii de remorcă verde pentru bani. Bă, da, mulți mi-au zis să o vând și o să fac asta. Dar vreau să stau cu terenurile făcute ok. Deci ăsta a semănat. Ăsta a semănat deja soia. Vreau să mă uit la soia. Deci să vedem cele mai bune prețuri la ora actuală. Le are în continuare soia. Deci cu mult. Ia uite, 1574 le-am prins super bune. Super bun. O să mă duc să le duc câteva. Meanwhile, dăm drumul la fertilizator. Așa, și plecăm cu ăsta. A doua săptămână ajunge expert în în două săptămâni ajunge expert în farming. FB e personal sau Facebook-ul? Nu, e... aveți tot ce vă trebuie în descriere. Nu știu dacă aveți Instagram-ul două. Discord, Facebook și Twitter. Trebuie să vă pun și Instagram-ul. Stați așa puțin. Instagram. Stickerul. Cum n-ai intru pe Instagram? De pe calculator. Parcă știam să intru pe Instagram. Instagram. Conectare. Conectare cu Facebook, nu continuare cu Facebook. Ai cont? Am cont, conectează-te. Mă conectează cu un boss. Stai. Căcat. Pornește notificările. Nu porn nicio notificare, mă cavaj gura voastră. Ăsta este. Nu, stai. Cum n-ai biaflu cu care Instagram-ul meu? Oare scrie așa doar? Da, uite că scrie așa. Deci Instagram-ul meu îl pun acum în descriere. Instagram. Așa. Bun. Asta este pentru cine vrea și dorește, acesta este Instagram. Bun. Gata. Vinde sănătoarea ta și cumpără una mai mare. Nu știu dacă se merită să o vând, s-ar putea să iau prea puțin bani pe ea. Așa. Bun. Îl însămânțează și ăsta. Asta a terminat de fertilizat. Până când... Câți ani ai? 27. Ia, să vedem. Star filling cu weed. Mai am weed?
câți doar... Da, păi nu se merite să mă duc să vând vidul ăsta, mă, pentru 3 tone. Barley 10 tone, oats 10 tone, canola 10 tone, sunflowers câte 8 tone. Uite, soya beans 20 de tone. Bagă-le pe toate. Mergem și vindem soia. Și de fapt mergem și le vindem pe toate așa, puțin, puțin, câte puțin. Gata, așa au fost, soya beans 20 de tone. Da, hai să mergem. Stai să vedem unde trebuie să mergem. Stai chiar dau tab. Eu sunt cu tabul, frate. Deci cel mai bun preț pentru această soie este Port Grain Elevator, care se află vreau să zic la mama naiba, dar este la mama naiba Tag Place. Gata, l-am tăguit. Deci practic da, avem de mers. Mamă, mamă, cât avem de mers, mâncava-n gura voastră. Și cu tractorașul nostru de 46 km pe oră să tot mergem. O să ne mai schimbăm cu, imediat cum o să termine băiatul ăla de însămânțat, o să-l și fertilizăm. Gata, gata ce? Hai noroc, ia o gumă. Salutare Vlad, bine ai revenit, ți-am dat follow. Mersi frumos, Forța Seban. Vă aștept cu drag pe Instagram, pe restul. Spor în continuare, mersi Dan Nemes. Vă salut cu drag pe tot. Op, stai așa că mă uitam pe comentarii. Nu uitați să vă dați un like care este imens apreciat și dacă mai aveți oameni sau colegi sau prieteni care adoră să joace Farming Simulator, eu îi aștept cu drag aici, învăț și eu de la voi sau învățăm unii de la alții, poate mai sunt unii dintre voi așa ca mine începători și mai sunt prin chat alții mai profesioniști care ne învață pe restul. Uite, fă, parcă fluiera cineva, mă, cava și gura voastră. Care fluier, mă, după noi, bă? Da, mergem ceva cu ăștia 20 de tone. Vinde un tractor și cumpăr unul mai puternic pentru remorcă. Păi nu, că remorca, tractorul ăsta duce remorca. E, la deal nu prea o duce foarte bine, dar în rest o duce, e ok. Mergi cu greutatea pe față să nu mă răstoarne. Vine vreo mașină, nu vine nicio mașină, mergem cu încredere. Dar ce face așa? Tu, 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 tu. E vreo pasăre care merge cu noi pe aici, cine ai bisaude? M-aș fi jucat și eu, dar nu pot că am driver instalat. Că nu am driver instalat. A, am înțeles. Hai să mergem pe stradă, domne, să nu... Uite unde e verdeața aia, trebuie să ajungem. Deci o luăm picișa și pe aia o să facem dreapta, capăt. Prima la dreapta, cum ar veni. Asta e stop, dar nu vine nimeni, vedem că nu vine nimeni. Ah, stai. Ah, merge și așa, hai să facem în prima la dreapta, asta era. Dar facem și a doua la dreapta, nu e pe. Cumpără un 10B pentru că merge cu 70 de km. Dragilor, cu mare drag aș cumpăra, dar la 16.000 de euro n-am banii să trec strada. Trebuie să mai facem bănet. O să vindem acea remorcă pe care cred că o ținem degeaba. Ba nu, în acea remorcă punem tot ce avem de 8 tone și ducem mai repede cu ea decât să o punem în asta de 32 de tone. Momentan așa facem. Pe unde trebuie să intru? Am ajuns cam unde trebuia să ajung. Mai în față trebuie să intru, cred. Așa. Și unde trebuie să intru? Aici? Uu! Nu aici, asta nu știu ce e. Aici trebuie să intru, nu? Trebuie să bag cu spatele acolo sau o vând aici, că nu-mi dau seama. Cum să aude steagul ăsta? Tu glumești, nu 16.000 nu faci. Tu glumești, nu 16.000 nu faci. Când ce nu faci? Ce, mă?
Împrumute din bancă. Stați, mă, că nu vreau să împrumut din bancă. Stai, mă, că vreau să văd unde ne mă duc. Mă duc aici, cred, nu? A, mă duc aici, unde să intru aici. A, dar puteam să intru pe partea cealaltă? Nu, că e închis. Sau? Uite, mă, pot să vin pe aici, mă, gata, așa facem. Adică pot să ies pe aici, de fapt. Mergem mai în fățăuțără. Ocolim așa clădirea asta. Ca să luăm așa frumos curba. Stat overloading. Cred că e bine așa, nu? You don't have access to this land. What the fuck? Cum adică? A, așa. Bun. Ia uitați cum cresc bănișorii. Și 48.000 de dolari, de euro. Pe cât ai graficele? Ultra. Bun, și acum plecăm. Am făcut bănișori. 36.000 de euro. Mamă, dacă se fac așa de ușor euro și în realitate. Da, seama cum ar fi. Ia să mai știu pe unde am venit. Ne uităm în dreapta. Se poate trece. Și cred că putem să mergem fix pe aici. Ba nu. Ba nu, cred că se poate. De fapt, drumul de care știam eu. Cât era să iau asta, ești nebun la cap. Poți face tren atașe remorcă celelalte și vinzi două tipuri de cereale. Bravo! Bravo, mă! Ai foarte mai... Halo, Gucci! Ce nu aș face cu 48.000 de euro? Bă, lasă-mă, Vlad, că... Aici 48.000 de euro nu e cine știe. Vreau moderator. Moderator, trebuie să stați pe aici. Trebuie să fiți prezenți la live-urile mele. Dacă nu la toate, la marea majoritate. Trebuie să vreți să mă ajutați cu banul, cu miutul, cu nebunii, cu miutul, cu mutul. Știți pe mutul? Atașez asta galben la aia verde. Nu poți că nu are cupaj pe spate remorca ta de 32 de tone. Aoleu, mă uitam la comentarii și dau, fac aici accident. Da, n-are cuplaj pe spate, are într-adevăr are dreptate domnul Vlad, domnul Victor. De remorca asta nu se poate, exact. Deja am învățat drumul până acolo. Nici măcar eu nu am moderator. Tu ești singura, singura care va primi moderator fără să trăiască să modereze. Singura. Cred că nu am niciodată că vreau moderator și am și avut. Ai avut, dar nu mai ai. Wise words. Deci pe aici trebuie să luăm, nu? Op, 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 op. A, aici de fiecare dată când am dat cu semnul la jos data trecută. Mod. Salutare maxim în primul rând. Moderator, nu se ia așa ușor. Măcar nu o să mai fiu singur pe aici. Dar mai era cineva, domnul Mărul. Ce mai zici? Uite, mă duc și eu pe aici așa și merg pe drumul ăsta ca să... Bă, oare s-a fi terminat ăsta? Ia stai așa puțin. Bă, da, a terminat. Stați așa puțin. Pentru mod, ce trebuie să faci? Trebuie să... fiți prezenți și să aveți dorința de a păstra chat-ul curat, fără înjurături, fără publicitate gratis. Maxim, vezi că ți-o iei. Ce am mai făcut, mă? A, și nu spamați, că lui Victor nu-i place spam.
Așa. Gata. Îl fertilizăm și pe ăsta și venim acasă cu această basculantă. Tractor cu remorcă, să nu exagerăm. Mișto avea barba acolo, tirurile alea, poate o să ajunge să facem și noi. Sunt din Moldova și te urmăresc de mult timp. Nu te cred. Te cred că ești din Moldova, nu te cred că mă urmărești de mult timp. Cred că ieri ai auzit de mine. De la barbă. Nu este așa? Domnul Maxim. Pentru că eu nu recunosc. Ai grijă ce că se mi se cumpără și scad din bani. Da. Dar se cumpără automat în timp ce însămânțez, adică e ok. Ia să vedem ce mai luăm acum. De așa să o poziționez mai bine. Așa, perfect. Așa, gata. L-am pus perfect acum. Ăsta l-am însămânțat, l-am însămânțat, l-am însămânțat. Ce vreau eu să fac? Mai bine că nu ai citit ce am zis. Ce? Poți să vinzi, poți să vinzi clădirile din bază. Cum să pot? Nu pot. Câte găbăți? Ia fără însemnă. Câți gigabytes? 10 parcă. Eu priveam live-ul tău și al lui Barba. Eu te știu când ai jucat Minecraft cu Barba. Salutare, nenea Răzvi. Bomba cu jocuri. Salutare și bine ai venit. Salutare, Alex. Bine ai revenit. Alex, ești Ștefan sau nu? Ca să știu și eu cu cine vorbesc. De ce să mai zic că sunt printre primite pe canalul lui? Hai să ne lăudăm. Deci... ăsta, a, escape, parcă cu escape. Suntem blană de fertilizați. Ce înseamnă weed? Ce se face la weed? Te să-l mai fertilizezi odată la weed? Te să-l mai fertilizezi odată pe partea aia, nu? Și... ăsta e growing. Și e primul stagiu. Și sunt 4 stagii. Și fertilizez de 3 ori și în ultimul dau cu erbicid, nu? Practic 19-le deja l-am dat cu erbicid. Ready to harvest. Deja 19-le o să facă ready to harvest, nu? Trebuie discuit. Ce anume trebuie discuit? L-am discuit, Patrick. Weed? Weed înseamnă care buruieni. Weed înseamnă care buruieni? Păi are buruieni. Și dăm cu erbicid acum? Am dat examenul, prof, aveam multe emoții decât noi. Sper să-l treci, bombă. Deci, cine e Ștefan? E clar, Alex e Ștefan. Victor, da, scuze, am încurcat. Da, stai liniștit. Deci, fiți atenți. Practic, eu ăsta l-am dat cu... așa că acum dau seama. A, l-am fertilizat. Ăsta nu trebuie. De fapt, i-am dat deja cu erbicid data trecută pe 19 și nu mai trebuie să dau cu erbicid. Ce faci, banca lumea? Că faci banca lumea? Te sfătuiesc să faci mulți siligi. Siligi? 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 Deci, haideți să ne gândim la o chestie. Da? În primul rând vreau să știu dacă acest weed trebuie să-l dau acum cu erbicid. Da, să dai cu erbicid că ți-a 5% din bani. Nu mai știu cum se scrie. Erbicid se scrie. A, la siligiu. Văd că am iarbă, dar vreau să vă întreb. Trebuie să dau cu erbicid acum sau în ultimul stagiu? Eu știu de la Costa Alin că trebuie să dau în ultimul stagiu. Domnul Costa Alin, dacă sunteți pe aici, vă rog să-mi confirmați. Trebuie să dau acum cu erbicid doar pe partea asta, în stadiul ăsta, sau trebuie să aștept ca ăsta... să înceapă stagiile. Pentru ce le zici trebuie un utilaje. Da, trebuie să dai. Eu vreau să știu de la Costa Alin ce zice. Salutare, Gaming Pro, bine ai venit. Ca să nu crească. Poți să dai și acum. Poți să dau și acum sau cred că merge și acum. Merge și acum sau mai bine dau în ultimul stagiu. Iar dacă nu dau acum nu mă afectează. Adică vreau să știu dacă aștept până în ultimul stagiu să dau cu erbicid
afectează cultura sau nu. Mane Mihai ți-a zis așa. Ce mi-a zis domnul Mihai? Că știu că mi-a zis că... Dacă, uite, și aici, de exemplu, nu te afectează deloc. Când crezi brunele, poți da oricând. Serios, nu mai țin minte, așa mi-a zis Mihai? Pentru că, uite, aici... Am dat și gata, uite, fertilizat 100%, growing, soya beans, wheat 0%, adică nu are nici pic de burieni. Uite, ăsta are 100% burieni. Mă, ce pula mea. A, depinde unde mă uit. Depinde unde mă uit. Depinde unde mă uit. Da, ăsta e cam vai de capul lui. Dar ăsta, mirosiți verdele. Poți și acum și ultimul stagiu cum vrei. A, deci poți să dau în ultimul stagiu. Asta atâta voiam să știu. Deci vreau să știu. Ăsta e fertilizat 50%. Bun. Doar pentru primul stagiu este ceva utilaj. Dar pentru primul stagiu este ceva utilaj. Eu știu că la... Eu nu știam așa. Așa, bun. După ce recoltăm și pe ăsta... Cel mai bine este în ultimul stagiu, așa știu eu. Bine, deci după ce o să recoltăm acest pământ și acest pământ de soia din nou, o să luăm plugușorul pe care o să-l cumpărăm în urma vânzărilor pe care le vom face din siloz. Hai să facem niște vânzări. Să vedem ce mai vindem. Of. Vreau să dau escape, nu tab. Vreau să văd. Ce prețuri și unde? Hai să vedem ce luăm prima oară. Cel mai bine este în ultimul stagiu, așa știu. Ah, stai că am mai citit asta odată. Soia beans deja, suntem... Corn. Corn with... Barley. Uite, barley, am vreo 10 tone. What, am vreo 10 tone. Hai să vedem. De fapt, stai mă că scrie aici câte tone am, ce prost sunt și eu. Bă, floarea solului se vinde extraordinar de bine și uite și what-ul se vinde foarte bine. Asta era what? Mă țin minte. La floarea solului, bro. 1215 la... Cine mă sună? Mă sună Carina! Păi pe telefon? Pe ăsta pe ceas vrei să răspund? Ești răcit? Nu, par. Mă doar puțin în gât, sincer. Salutare, Raul, salut, bine ai venit! Răcit, e răcit în farming. E rătăcit în farming. Mâine mai faci live? Fac. În fiecare zi voi face live. O să vă umplu de live. Sunt nebun, cum zicea ăla. Hai să facem așa. Hai să vindem la... Holy shit, la restaurant e 1314. De ce nu mi-a spus? Eu vreau să mă duc aici la 1215. Mergem la restaurant. Mergem la restaurant. Și știu unde era asta. Oh, să și dau să curgă. Cu floarea soarelui. Este fix 8, nu, e peste 8. Deci ar fi fost peste acea mică. Deci uite cum e floarea soarelui. Zici că e... Las că e bine că e aproape și ne mișcăm repede cu floarea soarelui. Și mișto arată. Zici că e zmoală. Sau nu, nu zmoală. De la asfalt încălzit. Ia. Să văd semințele. Mamă, ce mișto să văd! Holy shit! Stai. Bă, ce mișto să văd semințele. E icre negru, frate, nu? Bărbărește-te, miscrașul. Să mă berberesc. O să mă berberesc. Dar nu acum. Mai joci Minecraft cu barbă? Bă, când o să mai zică că joacă și el și ne potrivim la timp? Că noi nu prea ne potrivim la timp aia, că eu lucrez de la 9 la 6 seara și vin acasă abia pe la un 7 și ceva. Două săptămâni de zile fiul meu este plecat la țară, la bunici, și o să pot să intru de la 7, 8, 8 jumate, 9, 9 jumate maxim, dacă cumva întreabă, dacă am pot să intru de la 7, 8 live, azi am intrat la 9 că am avut ceva treabă. Dar după alea două săptămâni, după 9 jumate, 10, 10 și ceva, cam așa pot eu să intru live. Și dacă nu fac live, o să fac niște videouri sau am alte treburi. Dar în mare parte fac foarte multe live-uri. Dacă vă plac live-urile, like, share și subscribe.
Stai că am dat cu... Nu s-a întâmplat, domne, nimic. N-ați văzut nimic. Am ajuns la restaurant. Hai să poziționăm remorca asta mai drept. Așa. Să curgă bănișorii. Bă, dar asta e așa, cât am dat noi? 1300 și am dat pe soia 1500. Bă, a fost destul de mult și floarea solului, nu? Dar nu se merită să o plantăm momentan nimic altceva, pentru că soia e la putere. Care mă mai... pe YouTube? Raul Philips a dat subscribe, mulțumesc. Bă, stai mă, ce se întâmplă cu ăștia ale mele? De ce nu merg? Stați așa puțin. Hai să facem o... un test pe Types 3. A few seconds. Mulțumesc lui Nicușoru, Alex Șugubeț, lui Spike, a nu, atât, lui Nicușor Stănculescu, văd acum câteva secunde, și lui Raul. Stai să vedem de ce nu merg ăștia alertele. De ce nu merg alertele? Unde este tema mea? Stați puțin să văd scena. Ia. Să dăm simulare de subscribe. Acum a mers. La simulare a mers. Nu știu ce se întâmplă. Aparent a mers. Mai jos mai cu bafă fără ce se vinde. Cum adică ai ajuns la restaurant? Nu ai auzit de greva alertelor? Hai de capul nostru. Vezi că pentru floarea soarelui trebuie altă masă de recoltare pentru combina specială. Ok, nu ne băgăm la floarea soarelui, dragilor, momentan. Luăm doar soia pentru că e cel mai bun preț. Salutare la noi, oameni, nu uitați să dați un like, vă rog frumos, pentru că este imens apreciat și ne ajută să ne descopere și alți drăgălași care se uită pentru Farming Simulator. Și de ce nu un share pentru grupul vostru de prieteni, dacă aveți mai mult sunt farming, să venim aici împreună să discutăm, să mă învățați și pe mine farming. Momentan, poate o să ajung să vă și învăț eu, curând, curând. Poți recuta floarea cu masă de porumb. La floare și porumb trebuie alt header. Am înțeles. Nu ne băgăm. Și uirăm un bun venit lui Daniel, care tocmai ce a devenit un striker. Mulțumesc pentru subscribe, domnul Daniel. Îmi vezi comentariile? Îți văd comentariile, domnul Maxim. Suntem pe drumul spre fermă, ferma noastră cea de toate zilele. Am dat, l-a luat Sfinț, s-a adus naibii. Aseară te-am urmărit și pe tine și pe barbă, mersi frumos Laurențiu și știu că mai urmărit Laurențiu 2.0, te țin minte. Nu uita să lăsați un like-ișor aici, este imens apreciat. Așa, vreau să văd cum stăm pe plantații. Încă suntem în primul stadiu aici și în ultimul aici, de fapt, de growing. În Ready to Harvest e ăsta cu... Dar deocamdată nu crește așa repede, dar l-a luat de pe Steam. Tu ai jocul cumpărat? Da, am jocul cumpărat. Hai că am venit și eu. Salutare, salutare, Cristi, bine ai venit. Hai să vedem. Un R și dăm jos cu... hai să vedem prima oară care e cel mai aproape. Da, hai să vedem prețul. Bă, dar nici nu știu să-l vând pe ăsta. Nu știu ce e ăsta, dar e foarte slab. Uite ăsta cu $1000, ok. 008 are 9. Luăm pe ăsta cu $1000.
Deci în aranci. Ai progresat, mă bucur foarte mult. Da, Cristi, de ce nu-ți, de ce nu-ți bani în joc? Ce? Cum se numește transpirația de țigan esență? Oh, Ionuț, te rog frumos, fără glumere, asiste. Adică încerc să-mi bag piciorul sub mine. Asta încerc să fac dacă se întreabă cineva ce fac. Au, m-am dat cu piciorul de... Așa, bun. Dau microfonul mai scoa. Hai să mergem la ranch. Stai, ți-am zis că iau? Iau după imagine, mă uit prima oară, până ne învăț. What? What iau? 10 tone de what de aici cu what? Aceea, de ce nu-ți bagi bani în joc? Pentru că n-am! Care se zice într-o blondă și un țânțar, că dacă prins țânțar să o prește sub... Asta știam. Apropo, pentru cei care nu știți. Lasă-l mă, lasă-l mă, bă, care i-ați dat mă? Sau și l-a șters singur. Nu-i dați mut lui Ionut. Ia. www.bancurnoi.ro este site-ul meu. pentru cine nu știe. A, da, nu poți să dai click pe el? Trebuie să zic http://bancurnoi.ro. Da, uite, așa merge cu link-ul, a? Sunt curios dacă merge. Se încarcă, dar nu merge. Cum îl cheamă pe Banagă pe Facebook? Nu-ți spun. Da, hai că merge, se încarcă site-ul, dar mai greu. Și salutare, Robi, și ție. Eu tot vă salut, dacă v-am mai salutat, vă mai salut odată, din respect. Nu vă știu pe tot, sincer. Bă, stai, stop, eu unde mă duc? Trebuie să mă încă la range, uite că a făcut live acum. Știu că face live. Știu că face live, că am vorbit cu domnul Barbă înainte să intru eu, că vreau să știu dacă vrea să jucăm ceva. Unde e ranciul ăla? Aici. A, eu pot să iau pe aici pe drumul ăsta, mă, la ranci. Ia să ne întoarcem noi aici și a, măi, 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 măi. De ce nu bagi bani? Salutare, Shark Paul, și bine ai venit. N-am bani, boss, n-am bani. Pot să-mi donez, uite, și așa am un gol. Uite, vreau să-mi iau battle pe Apex când o să apară. Dacă vrei, bag bani pe Apex. Dacă tu donezi, bag bani pe Apex cât vreți voi. Unde-i mă ăla, drumul ăla pe care îl văd de aici? Voi îl vedeți? Ai un drum pe aici. Mai jucați Scrap Mechanic? Când o să joace și el Scrap Mechanic, o să joc și eu cu el. Nu cred că joacă Scrap Mechanic acum, nu? Ba cum face live? Barba cum face live cu Facebook-ul. Ah, ok. De ce nu vrei să zici acolo lângă combina? Pentru că este, nu este treaba mea să îi dezvolu eu Facebook-ul. Și l-a dezvăluit pe live-ul trecut pe care l-a făcut cu mine ieri. Așa că ori poți să uiți la live-ul lui pe care l-a făcut ieri, ori poți să uiți la live-ul meu cu el pe care l-am făcut ieri. Își pune acolo live-ul, numele lui pe Facebook, îmi spune în live numele lui pe Facebook, deci. Mă bag și eu la Scrap dacă e ceva că l-am. Se poate juca în 3? Că ne băgăm. Mamă, vă dați seama cât de greu urc eu cu ăsta? Acum îmi dau seama. Eu îl știu, mai mult de 3. Mai mult de 3 ce? A, că se poate juca în Scrap Mechanic cu mai mult de 3 oameni. A, mișto. Bă, ce mișto se vede de aici, fii atent. Ce se vede mișto aici? Salutare, Cit. Bă, nu, am o problemă.
am deviații de SEP și tot fac câteodată, dar nu de foarte multe ori. Sunt perioade. De ieri m-am uitat la live, dar nu am auzit. Întreabă-mă orice din live de ieri să vezi chiar am fost live. Nu pot să... Vrei să te întreb orice de ieri să văd dacă ai fost live? Care este Facebook-ul lui Barbă Neagră? Ala personal. Știu contul de Facebook al lui Barbă. Uite, vezi, deja unii știu. Salut, ai putea să mă vezi pe mine, hoi, că tot iau bătaie cu România. Sigur, Bobby, bine ai venit și salut. Ce probleme ai? În clasa de maghiară, la ora de română, profesoara le spune un ungur și spune o propoziție minimă de la pădure. Atunci nu mă duc. Ah, ok. Fă bani și cumpără cai. Bă, mă, zic că căi nu sunt cine știe ce afacere. Ce, m-am venit la biserică aici? S-a dat cerere pe Steam. Nu uitați să dați follow pe Instagram, dragilor. Uite, mă, v-a zis Raul, mă. Poți să bagi bani din setări. Din setări? Din coduri, poate. Ești pe profit cu vacile. Oare? Eu cred că sunt mai greu de întreținut bazele. Trebuie să iei lapte, trebuie să iei... ai unde să pui laptele, trebuie să iei apă, trebuie să... aici să le dai de mâncare, aici pe sus cred că trebuie să ajunge, nu? Da. Poți să te împrumut la bancă dacă ai nevoie de bani. Da, știu, dar nu vreau. Că-i călărești și-i vinzi. Da, îmi trebuie țarc să fac pentru cai. E gratis, nu e cu codul. Eu cred că trișez dacă îmi bag bani, adică mi se pare trișare. Adică am intrat aici în joc, încerc să fac banii cum știu eu, da? Ei, încă 10.000 de dolari. Salutare și spălă mâncă. Salutare, Cosmin, ce poiu, ce faci, vii, pleci, că nu știu. Dacă vii, bine ai venit, dacă pleci, o seară cât mai frumos. Să târzi la carieră, poți dacă vrei. Se târzi la carieră, poți dacă vrei. Ce? Să-ți dau link de la tutorial. Nu vreau niciun link. N-auzi că facem bani așa cum știm noi pe aici. Uite, de exemplu, eu nu pot să fac papet în Ungaria și Bulgaria. Păi, dacă îți faci o armată destul de mare, stai să dăm pe ce parte te stau pe aici. Pe aici, nu? Da. Respect, frate. Mersi, Max. Madrix. Am venit abia. Ok, bine. Dacă îți faci o armată destul de mare, domnul Bobby, Ungaria o să fie destul de... O să fie destul de frică ca să bată cu tine și o să devină puppet automat. Dar totul e să faci de pe 3, da? Trebuie să te duc cu Royal Foundation sau nu știu cum mai e pe acolo prin hoi. Ia, bă, oare noi putem să coborâm direct pe aici? Aoleu, ne stricăm tractorul să ia naibii. Nu coborâm direct pe aici că, Doamne fer, ce face la tractor. Dacă umpli remorca, nu mai urci de-a loc cu tractorul ăsta. Da, ai dreptate. Trebuie să ne cumpărăm tractor, domnul Costalin, așa este. Dacă trișez dacă îți bați bani. Păi normal că trișez, asta am zis și eu, nu ne băgăm niciun ban. Jucăm cistit și corect, dragilor. De ce am farurile active? O să atfă din greșeală. 22 de oameni frumoși pe live. Nu uitați să dați un like. Este imens apreciat. Clătite de... ce? Clătite devine tractorul, să știi. Nu de altă, dar nu avem bani să nu. Ai mod de UTB? Bă, am toate modurile pe care le are și Barbă Neagră. Dacă vrei să discut, caută-mă la barbă la prieten pe Steam și poate vorbim. Ce? Caută-mă la barbă la prieten pe Steam și poate vorbim. Da, Bobby. Mai vorbim. Pe ce te joci FS19? Pe calculator. Nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Mai prins așa, nu știu. Hai să vedem ce mai vindem acum.
Hai să vedem. De ce nu te joci pe server? Revin imediat. Pentru că avem o serie de farming în single player să facem carieră. Like. Așa e Shark Paul, mulțumesc frumos. Și avem o serie de multiplayer. Deci o serie de single player și una de multiplayer. Ca să aveți mai mult content, să vă aveți la ce vă uitați. Nu, asta vă place. Vreau să vă întreb și ceva acum. De fapt am 3 tone de grâu, nici nu mai contează, mă duc și îl dau. Cât ai dat pe PC? Nu contează, mad drag, cât am dat pe PC. Aici, la... ce stau? La Barley. La Barley. Ce fac la Barley, dragilor? Să aștept să crească prețul? Oare va mai crește prețul la Barley? Se merită să mă să-l vând? Ia uite, Central Green Elevator. Păi ăsta se merită să mă să-l vând pe ăsta. 8 tone, mă duc acușica. Până îmi spuneți voi ce să fac cu ăsta. Ce era asta, mă? Canola? Canola, mă duc și vând 1170, e un preț bun. Canola, da? Start. Ce PC ai? PC este în descriere, Marian Ciocoi. Tu cel cu mustață din spatele ecranului, dă și tu un like. Mersi, Cristian. Imens apreciat. Scrie în descriere, Marian. Da, în descriere este PC-ul. Așa, am luat, ia să vedem, am luat acest, ce era acest? Barley, nu? Parcă am zis. Sau asta e wack. Ce stau? Am uitat ce am luat. Canola, am luat canola și vreau să-l duc la Central Grain. Central Grain se află, cred că asta de aici, nu? Da. Nu mai urcăm pe aici, că ne apucă sfinții. Hai să urcăm pe aici și mergem, mamă, avem de mers. Uite, mergem pe aici și mergem așa. Așa facem, gata. Lime Station, Bios Plant. Bun. Așa facem, deci o luăm pe drum. Unde, mă? Manager pe server? Nu maxim. Cred că am spus de 1 milion de ori unde joc. Dacă mai întreb de o dată, îți dau mute. Deja ți-am spus de 1 milion de ori unde joc. Și numai tu mă întrebi unde joc. Mâine seara faci like cu set? Da, Laur. Nu se merită să vinzi barley, așteaptă mai bine să crească prețul, să faci tu un ban bun. Bine, Cosmin. Așa facem, tată. Așa facem. Păi nu așteptam eu. Unde vindem canola? La Central Grind. La. De ce nu ai luat o remorcă ceva mai mică? Pentru că ăsta depășea 8 tone și am o remorcă de 8 tone doar. A, deci nu am cumpărat-o inițial. Păi nu știți cum e românul? Lasă-o să avem. Uite, asta înseamnă să avem. Hai de curul meu. Ori de zici că mor. Pare vin mâine. Salutare, Maxim. Îți orez o zi cât mai frumos. O să-ți ieși utilează din chiriat. Da, știu. Dar eu sunt român și am simțul ăsta de... Te că nu știu pe unde să iau pe aici. De proprietate, știi? Care e nasol. Dar uite, mă, mai și coborăm și aici prindem viteză. Hai, mă, că o dată la vale, o dată, uite, punem aici așa frumos. Salutare, Free Fire, și bine ai venit. Bravo, băi, crescut în băi. Felicitări. Mersi frumos, Cosmin. Mulțumită vouă tuturor, să nu cheltuiești atâta. Ce să nu cheltuiesc? Dacă aveai o remorcă mai mică, urcai lejer. Da, asta și este, categoric. Dar... am zis că să-mi iau una mai mare, că vai dragă, fac eu mult și... Dar acum e învățătură de minte și de acum încolo... De fapt, știți ce? Eu oricum puteam efectiv să stau să strâng ca să-mi umplu remorca. Dar am zis să fac mai mulți bani pentru că aveam foarte puțin, mai aveam 18.000 și a trebuit să mai urc puțin în niște bănuți. Dar, uite, iar mi-a zis al Maxim. Bă, Maxim, ai zis, mă, că pleci. Calmează-ți trupul puțin, Maxim.
Ia uite, bă, ăștia n-au fertilizat bine, mă. Ce au făcut, mă, băieți, ăștia? Uite, uite, cum să vă burenile aici la baza. Urât, nu te joci Holmur, ce naibii ăla? Poți face misiuni ca să primești bani. Patrick, cum adevărat? Remorca celălaltă poți să-i crești capacitatea ei. Serios, se poate asta? Păi tu pui un tractor de circo să să tragă o fită mai în remorca? Păi da, cam asta am făcut. Vreau mod. Dați-mi mute-ul maxim, vă rog. Dă-mi mute-ul maxim, te rog frumos, Victor. Dacă vrei, dacă nu o să-i dau imediat după ce duc acest tractor minunat și mărobolant aici. Așa, op, i. Îi dau eu acum. Ah, ei da deja, bun. Nu ban. Dă-i doar mute delusion. Adică nu-l ascunde de tot, dă-i de 300 așa. Gata, am mai făcut 9000 de euro. Bun, hai să mergem acasă. Da, o poți mări remorca cea mică. A, pe omorim, mă, omorim pasta, gata. Aoleu, fi-mi iar curul de ăsta așa. Hai, mă, dă-te mai în dreapta, mă. Dacă faci misiune primești bani în plus, poți face utilizare trebuie să o închiriat. Mă, cum se fac misiunile astea? Ia spuneți-mi și mie, ce lucru în seara asta? Păi până acum am lucrat 3 terenuri și am vrut să vând tot ce am avut aici în silos ca să facem nițel bănuți, că eram pe minus, aveam 17.000 doar. Și acum dăm să treacă timpul mai repede și o să lucrăm terenul, după aia o să încerc să mă uit după un plug, să unim cele două terenuri și să punem cât mai multă soia. Până când cresc prețul celălalt o să facem soia. Intri în meniu. Ce? A, intru în meniu, ai zis. Și unde sunt? Vehicle-ul meu. De ce nu mergi la barbă pe server? Salutare, Violica Dăncilă. Eu te mă, Violica Dăncilă, străiți, doamnă. Și tot schimb tabul. Ce? Salut, voi văd, binevenit. La barbă pe server o să joc când joacă și el, pentru că e mai amuzant să jucăm împreună, că e mai distractiv, râdem și noi chestii. Și nu am timp să mă ocup de ambele serii dacă a jucat numai pe barbă. Numai la server pe barbă. Ăla e server pe barbă, e un server unde, na, se joacă non-stop și poate ăla e multiplayer-ul în seria mea. Așa am gândit eu, să fie multiplayer seria cu barbă și single player seria cu carieră, în care progresăm mai încet, dar unde putem să și învățăm multe lucruri, cel puțin eu. Trebuie să facem mânge mai față și prima la stânga. Dăncilă, nu aveai de învățat litere. Intră în meniu și dai la misiuni. Mai bine te împrumut la bancă să-ți lucrezi terenurile. E mai bine să mă împrumut la bancă să lucrez terenurile decât să fac misiuni. Domnul Alin, unde sunteți? Domnul Alin nu mai este cu noi? Ne-a părăsit? Dacă apeși pe așa secvențe sunt misiunile. Fără bancă. Deci domnul Victor. Da, salutare Mihai. Bălăută. Băi, eu am luat-o bine pe aici? Da. Misiunea să-ți ia mult timp și nu o să poți să te ocupi de terenurile tale. Alina a dat verdictul. Este iconiță din animale. Deci Alin spune că n-ar fi prea indicat să fac misiuni. Iar Victor spune fără bancă. Asta înseamnă că rămânem cu terenurile. La misiuni primești câteva mii de euro și lucrezi terenuri foarte mari. Iar mă apucă pe făit. Deci nu e bine. Nu e bine să fac misiuni. Să înțeleg. Nu sunt atât de profitabile să faci misiuni. Mai bine misiuni decât bancă, chiar de-ți ia mai mult timp. Ce vreau eu să fac acum? Vreau să văd ce mai e de vândut. Uite, o să crească porumbul. Ăsta e porumb, nu? Sper că spre 1000 și luăm și noi un 8000. Iar ăsta așteptăm să crească, nu? Bă, îmi promite și ați utilizează plugă, etc.
Bă, Mihai, până acum nu prea a votat cam nimeni să ne împrumutăm, deci nu prea aș vrea să mă prunt. Banca nu o să-ți ia mai mult de 500 de euro pe zi. Păi da, dar de ce să mă împrumut să fac utilaje? Adică momentan mi-mi trebuie... Mi-mi trebuie un plug momentan. Voi ce de părere aveți? Nu trebuie, nu credeți că mai bine mi-aș lua un plug? Cum se numește plugul? Ăsta e plugul, nu? 14.000. Să-mi iau acest plug? Banca nu o să-ți iau mai mult de 500 de euro. Sau nu, de fapt ăsta, să-mi iau plugul ăsta și să unesc terenurile? Dacă te împrumuți la bancă, trebuie să bagi bani înapoi dacă nu-ți ia bani zilnic. Nu-ți trebuie plug. Nu vreau cu paint-ul, boss. Vreau să joc pe realitate, adică trebuie plug. Fertilizat 66%, 50%. Cum stăm cu terenurile până acum? Încă cresc? Și ready to harvest. Poți face și cu discul. Schimbă de la setări și nu mai era. Nu schimb. Ar fi bine pentru că nu o să ai așa de mult de mutat combina. Ia-ți un plug care poate să-ți tragă tractorul. Păi ne iau pe ăla, pe cel mai slab. Bă, hai să vedem cât costă un tractor. Hai să nu mai vedem cât costă un tractor. Nu? Ia-ți plugul la muncă. Ia de la mediu. Sunt scumpe și alea de la mediu, frățiților. De cap. Ei, de cap. Mă, ce teren aș putea să mai cumpăr? Cum pot să-mi cumpăr un teren? Un case de 250 de căluți? Păi și stai așa cum fac. Fac așa. Și să-mi iau animal pens. Păi pa. Pune mai repede ora. O să pun imediat, dar până acum a fost mică pentru că am vrut să mă duc să vând. Când ești pe hartă, apeși X. Asta deja e cumpărată, zona asta. Păi astea sunt cumpărate, ce să fac cu ele? Ah, uite așa. A, cumpăr zona, dar fiecare zona are maxim un... Ăsta costă 202.000, 280, 147, uite ce ieftin e ăsta. Ăsta e foarte ieftin și mi se pare mare. 171. 847, boss, 1 milion, boss. 180, uite ce ieftin și ăsta pentru cât de mare. Un case, un tractor. Se primă tot mai mare produs la magazin, un tractor. Are nevoie de un tractor așa mare. Bă, nu știu ce să fac. Îmi tot ziceți ce să fac, dar mă cam duceți în eroare așa. Hai să băgăm blana ora. Uite-vă cum să duc ce ora. Mă uit să văd cam... Eu te las pur la treabă. Pa, pa, Free Fire, mersi frumos că ai fost pe aici, îmi dai moderator. Salutare, Blue Duruz, moderator se ia mai greu la mine, îmi pare rău. Voi fi cu minte, așa, Maxim, sper să fii cu minte.
Ora e Blanao. Joacă ETS2. Nu știu ce e ETS2. Nu uitați să apeși butonul de like, e gratis. Sa, așa este, Cristian, așa este, nu uitați un buton de like. Ne ajută să ne pune și pe noi poate pe la recomandate ceva, activitate, nebunie. Este imens apreciat butonul de like. Barba am primit bani. Păi te cred? A, Eurotrack Simulator, da, stai că știam. N-am volat, domnul Ionuț, și nu pot să joc Eurotrack Simulator din taste, adică ar fi trist. Da, am înțeles. Joc cu tiruri, am jucat Eurotrack Simulator în tinerețe. Hopa! Ce s-a întâmplat aici? 7. Hai să mergem să facem treabă. Întrebarea mea este acum. Trebuie să mă duc repejor să fertilizez câmpurile 24, 25 și 26. Vă rog să-mi răspundeți cu da sau nu. Că văd că 19 încă mai am să-l iau. Pot să-l iau cu combina după. Și-l iau eu că nu vreau să mai cheltuiesc bani. Mă, mie faci bine decât să împrumut la bancă, pentru că misiunile le poți face după ce ai semănat și acest să facă cultura, pe când la bancă trebuie să împrumut bani înapoi. Nu, da. Dacă e crescut ceva, da. Joci și GTA 5M? Am jucat. Momentan n-am timp să mai joc. Eu din câte văd, peste tot este crescut câte ceva, deci... Și am văzut că s-a și schimbat la... Dacă nu a crescut nimic, nu. Eu văd că a crescut. Este un verde... Nu știu dacă e trecut de al doilea sau nu. Și ia să vedem. Fertilizare 50%. Atunci da. Da, a zis Costalin, da. S-a înțeles să trăiți. Îți place FS19? Normal că îmi place. Deci nu mă așteptam să-mi placă. Sincer vă spun, nu mă așteptam să-mi placă FS19. Dar am zis, bă, dacă tot văd că se joacă Mihai acolo și... Lumea era foarte entuziasmată, eu arată, intra la Mihai și juca FS19 și zic, bă, ia să-l încerc, parcă așa din exterior, nu-mi dau seama. De cu vreodată ca să omor bulenile mai din timp. Ala erbicit, ce zici tu? Trebuie să dăm mai în stânga că nu-l fertilizăm cum trebuie. Ce s-a întâmplat aici? Îl lăsăm așa acum, ce să mai facem? Stai că mi-am luat așa un reper cam pe unde trebuie. A, de fapt, stai că se vede că e ud. Ce s-a întâmplat, mă? Ce m-am blocat aici? Cât ai dat pe zic? Pe zic, pe joc am dat 30 și ceva de euro, 31. Mă, ce nebii se întâmplă, mă? Îmi polmolesc eu aici? Stai să-mi ridic ăștia. Când mai țin live-ul? Mai țin. O, acolo l-am jdrelit, văd. Nu mi-am dat seama. Voi văd fără glume de rasist. Vă rog, fără glume rasiste aici. Nu-mi plac și nu le admit. Da? Mersi. Mersi pentru înțelegere. La următoarele glume rasiste o să... Vă rog pe Victor să mă ajute să dăm niște muturi. Oare duce ăsta până acolo? Ia să vedem. A, tu ce, mă, poți să fac tot teren? Mamă, dar ce frumos se vede de aici și nu e bun.
Pot să dau și eu mut. Aaa, e și Ramon aici. Da, Ramon. Deci dacă mai vezi cu rasism și cu ăștia, știi ce ai de făcut. Spor cu live-ul, succes cu recolta. Mersi frumos, Alex. Mersi frumos. Spor și ție în continuare la ce faci. De ce ți-ai pus numele Strikerul? Asta o las pentru Q&A când o să fac. Să mai strângă pe la 2000 de oameni, o să fac și eu poate Q&A. Mine strike o să mă opresc din glume de rasism. Mersi voi, vot pentru înțelegere. Așa, ne întoarcem ușurel. Aoleu. Am rașcatat așa puțin. Op, stai așa. Când vine oameni pe aeroportul, bine ați venit în cavaș. Da, asta, deci fiți atenți. Gluma asta, Ionuț, de să lăsați în pace că asta nu e rasism. Vreau frumos, nu glumesc, că pe cineva îl deranjează. Ia, bă, mad, te necă figurile, mad. Deci, gluma asta cu Ionuț, de, a lui Ionuț Butaș, mi-a făcut-o dirigintele Tănasie, dacă Ramona, acela din ce pe care l-ai și tu, cum am venit prima oară, deci cum am venit prima oară la liceu, dirigintele nostru a zis, bine ați venit în Cavaș. Și după aia ne-a explicat bancul. Ăsta e un banc, uite, ăsta e bancul și la la la, da. A râs atunci prima oară că noi nu știam bancul și el, bine ați venit în Cavaș. Așa, l-am fertilizat și pe ăsta, mergem mai departe. Le fertilizăm și pe ăștia. Și după aia mergem cu combina și o luăm, da? Nu doar eu, că sunt mai dură. Tănase legendă. Da, un om duce, un om se duce la fetiță și o fată le întreabă când te pistai jos. Ce? N-am înțeles gluma asta. Salutare lungul Danel. Bine ai venit. Tu ești șefa abis asta, bine. Victor, tu cum ai devenit moderator? Ia zi, Victor, cum ai devenit moderator? Să știe toată lumea. 24 de oameni, extraordinar. E record. Nu uitați un like. Un like și un share. E imens apreciat. A, aici trebuie să dau, trebuie să strâng puțin, că e deal și nu putem să ne rotim. Nu pot să unești la de 3 terenurile. O să unești doar pe ăștia două, că ăla deja am tai drumul și nu prea e ok. Dă timpul mai rapid. Stai, bă, să fac treabă. Cum adică să dau timpul mai rapid? Trebuie să trebulesc. Trebuie să mă duc să iau ăla de acolo, după aia dau timpul mai rapid. Ce spune Tarzan când vede că vine 1000 de elefanți spre el? Uite, vine 1000 de elefanți spre mine. O știam. Graba strică treaba. Așa este, bravo, Mad. Diferența între o fată nucă și un băiat nucă. Ce? Op. Am început să sughit, what the fuck. Și uite, așa am fertilizat noi, dragilor, terenurile. Frumos, facem treabă, bă, nu glumă. Și acum mergem să luăm combina. Fata nu, okay, spartan. Da. Bea apă. Ce? Cum e că să bea apă? Bă, să știi că mi-e calsete, iubi. Adeși mi-o par cop. Unde? Care-i spate? Ha? Ah, da, bă, uite, aveam pahar aici. Bă, să mai zice să bea apă. Fugi! Am băut apă, am dat-o pe tată pe jos. A, așa știu eu să beau apă, de ce mă întrebați? Nu, partea urâtă e că fix pe lângă o priză am dat. E, făceam poză aici la... Vine la... Ce-i să aibă, mamă? Păi, ca soare? Nu-l bagi în prins.
voie să mai bagi în priză. Păi, mai atent. O să încerc. Scoate-l pe ăla din priză. Dar tu dacă te dai... Asta-i. Păi nu, mă refer că nu... Nu spunea nimeni nimic. Da. Să mai bea până. Să nu uiți să ieși aer. Da. Salutare, Raul. Intri în meniu și dacă nu se mai strică cultura. Nu, Laur, nu, totul să se strice, totul pe adevărat în viața reală să faci între mine, să nu se strice cultura. Știi cum se cam unie cu trei picioare, trei piele. Tras mi-ai în inginier, shut up! Diferență între fata încă nu că fata. Bă, gata mă, lungul, Daniel. Potolește-te cu spărturile ăștia. Uite, cât timp iau asta. Deci ăștia le-am fertilizat. Ia uite ce bine sunt fertilizate. Perfect. Ăștia le-am fertilizat. O să deja să fac. A. Să le dau cu, dar stai să vedem cum sunt. În următorul stadiu sau în ăsta verde de tot le dau cu erbicidă. Cu erbicidă, cu erbicid. Am spus că să nu se... Înțeleagă rip. Am pus F ca să nu se înțeleagă rip. Fire verde creier, ud, I speak English very good. Așa. Hai să mergem să facem asta și în timp ce facem asta, dăm pe 60. Aoleu, mi-a dus să ceai. Fiți atenți aici să-mi feresc calculatorul. Dacă cu apa am făcut ce am făcut cu ceaiul, să alege praf. Prietena ta nu joacă FS19. Doamne ferește. Dar este soție. Trecut de stadiul de prieten. Este fericita câștigătoare a numelui meu de familie. Hai. Taci în gură că ești o norocoasă că mai. Ia hai zi ceva. Că te pregătești. Ha? Le-am ții. Ha? Nu vrei să mă... Du-te, fata, deci un coleg a zis neocunoscut în loc de neocunoscut. O fi zis. New Holland. Am dat mai tare timpul ca în timp ce lucrez la acest câmp să pot să... Să poate să se și facă celelalte culturi. Cum o să-l cheme pe copilul tău, Striker? Cum o să-l cheme pe copilul meu, eu însă? Am deja un copil. Îl cheamă Deian. Mi-a stricat recolta, mâncava și gura voastră. Eh, puțin așa, nu foarte mult. Vezi că să nu se stricea între timp. Cum să se strice, mă? Bă, ce ai, mă? Păi gabe e galben, mă, ce ai? Mai trebuie să treacă prin portocaliu și... Portocaliu închis, ce ai? Dă timp normal că o să-ți strici recolta. Bine mă, gata. Da, dau de 5, e bine de 5, ce? Nu știu, mă mai gândesc. Cât de norocoasă ești, cât ziceai că ești? Să strească și... Dacă mergi la setări, poți dezactiva stricarea. Dar nu dezactivezi nimic, ce aveți? Jucăm pe realism. Am lăsat parcela aia, nu mai turnea. Pe ce te joci? Pe calculator.
Ia să vedem. Oprim puțin ăsta până când ne întoarcem. Cât ai dat pe el? Nu știu. Niște bani. Ca orice om, când își cumpără un calculator, dă niște bani. Combinai 21%, oare o să o umplu de aici? A fost moca. Uneori mi-e foame, uneori nu, dar când văd mâncare nu pot să spun nu. Da, știu cum e. Joci și CSGO și îți faci nerv ca seară? Poate să jucăm și un CSGO, da. Adică vreau să iau această parcelă, dacă tot sunt aici. Bam, parcela. Am găsit unitatea cu 10.000 de euro. Păi, bă, te cred. Ce monitor recomand pentru FS17? Un monitor în care să poți să vezi ce faci în FS17. Cel mai bun monitor e ăla. Deci unul în care, unul care dacă apeși pe buton să se aprindă. Și mamă, dacă s-a aprins să și vezi ce faci în FS17, ăla e cel mai monitor pentru tine. Pe mag. Poți să le iei de unde vrei. Recomand Altex ca să prețuri mai bune. Sunt Dumnezeu. N-ai vrea tu. Așa, să ne dăm mai încoace. Ce tip? Mersi frumos. Sunt un tip extraordinar. Trebuia să dai-o cu cura acolo. Cel mai multe ori rămâne pe ăla de tub. Da, dacă joci competitiv îți trebuie 144 de Hz. Salutare, Nica, te-am sunat, Nica, te-am sunat după ce m-ai sunat. Deci fii atent, te-am sunat, nu mi-ai răspuns, m-ai sunat, nu ți-am răspuns, te-am sunat, nu mi-ai răspuns. Deci practic rămâi să mă suni. Ia un fil cu... Ia, stai că m-am băgat de m-am rupt aici. Dacă frizerul meu ar face ce am făcut eu în anul ăsta acum, s-ar alerge praf. Știu. Iar am lăsat o parcenă, de data asta nu o mai las, stai. Nu o mai las că îmi stă pe creier. O iau. Hai să mai verificăm cum stăm cu cultura. Nu s-a făcut portocaliu, iar aia încă e verde la normal. E ăsta de aici. La ultimul verde, mai dăm o dată cu îngrășământ și dăm cu erbicid. I-am dat o bâtă la monitor și știi cum funcționează? Da. Cum ai funcționat și tu dacă ți-ați dat eu o bâtă? De frică. Ia uite bă, iară. Uitați-vă mă, fraților. A râs Coda. Dacă frizerul tău ar face ce ai făcut tu, ai arăta ca barbă. Asta amuzant asta. Aș fi nevoit să arăt ca barbă după aia. Că n-aș arăta ca barbă, aș arăta ca un handicapat cu o parte chiar și o parte păr. Și aș fi nevoit să mă fac ca barbă ca să arăt și eu ca om. Când mai faci live cu barbă? Nu știu, când are și trim și ne nimerim la timp. Când mai vrea să facă și live, facem. Facem și video-uri dacă vrea și ne nimerim. Dacă are buna plăcere de a juca cu mine. Astăzi am fost la coasă cu UTB-ul. Brav, mă bucur pentru tine, Ionut. Și ți-a plăcut? Ți s-a mai blocat calculatorul ca să știu să repar cu Baros? Nu mi s-a mai blocat, mie nu. Treabă pe Ionuț. Nu prea că am mers în întâia. Poți să mergi combinat pe o parte, aparcelește tot pe cealaltă parte și economești timp să nu mai faci manevre de întoarcere. Ce?
Pur la live, mâine trebuie să fiu treaz de vreme și mai posta. Mersi frumos, Patrick, mersi frumos că ai fost cu mine și te aștept și data viitoare. Toate cele bune, Patrick. Mersi frumos. Vreau să fac terenul ăsta. Să faci circular, zice. Ah, am înțeles. Da, este o idee bună. Poți merge circular cu mine. Da, este o idee bună. Da, acum dacă am început așa, continuă așa. Știi să bagi mod în FS7? 19? Da, știu. Am băgat deja moduri. Pur și simplu te duci în... în... ce? Document? FS19? Farming Simulator 19, parcă? Mod? Și acolo ai totul. Acolo poți să copiezi modurile. Ce-am făcut? Bă, dau cu ăsta de pământ, am să vin să urmăresc. Am să vin numai să primești notificare. Dacă apeși pe clopoțel, o să primești notificare, Patrick. Și dacă vă abonați, dacă dați follow mai mult pe Instagram, o să postez și acolo când intru live. Și să nu uitați de Discord, că Discord-ul tot timpul este notificat. Cine este pe Discord tot timpul va primi notificare, pentru că am notificare automată de la bots. Deci când intru live, voi fi notificați automat pe Discord. Dacă YouTube-ul face figuri, Discord-ul nu face. Dorelei. Da, da, domnul Madric. Îmi latră câinele afară, nu s-aude? Nu. Zici să latre mai tare când l-aude aici. Și am și geamul deschis. Nu o fi și un mod cu Dacia Metro 10? Ba, sigur ar trebui să fie. M-aș mira să nu fie, sincer. Ce ai făcut cu Dorele? O să joci și cu Dorel? Nu știu cine e Dorel. Eu sunt nou Dorel. Haide bă! Și mi-ar scârbă. Bă, cum stăm? Ăsta e în gal, încă e galben. Bă, ce caut asta aici? Ce asta aici? Am scăpat ceva? Nu. Ce să vede. Deci asta încă e galben. Ce bine, nu s-a transformat în portocaliu, iar astea încă sunt verdele normal. E bine. Acum nu s-aude? Nu, nu. Am condus tractorul de 306 de cai putere. Bravo, mă bucur. Salutare, Eddie Boy, bine ai venit. Am plecat. Ca baba cu schipat. Ne mai băgăm puțin aici. Dorești cafe să nu știu cu barbă. Am înțeles. Salutare, Jokeru, bine ai venit. Eu am ieșit seara afară. Seara afară, Shark, mersi frumos că ai fost până acum. Pa, pa. Păi l-am că a rămas acolo unul. Iar am dat Q. Iar am dat cu ăsta de pământ. Bunicul meu are un TB60 și nu vrea să-l recondiționez. E bătrân, n-are chef. Salutare, Emil, și bine ai venit. Nu uitați de descriere, dragilor. Discordul este mană cerească pentru notificări, pentru cei care vor să fie notificați, care nu au încredere în YouTube, și mulți dintre voi probabil nu aveți încredere în YouTube. O să fiți notificați și pe Discord când fac FS19 și mai jucăm fel și fel de jocuri pe acolo, GTA 5, Apex, Fortnite, mai puțin Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, chestii și trestii pe acolo pe Discord. Vă aștept și nu uitați un follow la Instagram, unde am să mai postez. Vreau să mă spune că am sang jedel. Am tractor de 120 și degeaba că n-am de ce să trag de el. Du-te tu și trage el dacă vrei. Unde locuiești, Striker? În București. Domnul Cristian. Ah, cam călcat pe undă ăla. Ia să vedem cum stăm. Ăsta încă e galben, alea încă sunt verzi. Stăm foarte bine. Stăm cam foarte bine.
Ce alegi între Maica și FS? La ora actuală, vă spun sincer că aș alege FS. Strikerul locuiește în casă. Uite, un om deștept. Dar de unde știu ce ți-a spus? Deci, la ora actuală, FS. Mă crede sau nu? Am jucat Minecraft de... Parcă am mai mult poftă de FS acum, l-am descoperit, e nou, ceva nou pentru mine și e altceva, nu știu, ceva mișto. Nu vine să cred că îmi place să fac asta, deci nu mă vedeam făcând asta, dar îmi place. Să stai așa, să ai un țel, știi? E perfect, data viitoare când trec pe aici le iau pe tot. Oricât de mult mă duc eu pe aici, prin partea dreaptă. Nume real, Claudiu. Și nu se scrie așa, se scrie semnul exclamării și nume real. O să schimb comenzile alea. Ia ați văzut că opresc ăsta când fac manevrele astea, adică nu așa. Uite cum a zis domnul Cristian, vezi? Uite și a venit Nightbot-ul și v-a răspuns. De la depărtare se vede ca și cum ai avea o dără în zonă în care ești acum. Ce? Cum ai cu o dără? Nu înțeleg. Ce alegi, UTB sau Holmler? Apar n-am, nu le cunosc. Nu le cunosc foarte bine, mai trebuie să mai vii pe aici, să mă mai întrebi. Când, când aflu care e diferența între ele. Ia, cum stăm cu timpul? Ăștia sunt verde închis, dar nu cel mai închis. Ăla s-a transformat în portocaliu, oricum deja îl iau, suntem ok. Deci gata. PS în 2009 părea un eșec și uite că a ajuns printre jocurile populare. Eu cred că și mulțumită YouTuberilor. Ia. Ia uite mă, s-a umplut cobina, nu știam de ce merg așa repede. Aoleu, călcai peste ăsta. Pare o dură de la îndepărtare, dar nu e. Să umplu cobina și mai avem puțin. Așa, hai să golim combina. De cât timp faci YouTube? Bă, nu vă uitați la decât de canalul, decât la detalii, la about me de la canal, că vă păcăliți, că nu de atunci fac YouTube, de atunci am eu canalul și era pur și simplu creat. Dar cred că am 2 ani și ceva de când fac YouTube. Cred că anul ăsta fac 3 ani. Puteți să vă dați la puteți să vă uitați la ultimul ăla de... Bă, câte tone duce combina? Că n-am fost atent, câte tone am avut? N-am fost atent ce cultură am avut. De la FS 2015 a prins mai bine. Na. Le-a trebuit și lor niște chestii să se mai... Să mai rezolve din bug-uri și chestii de genul ăsta, probabil. Cum mă, 5600? Doar 5600 de tone? Nu cred. Ce de tone? Doar 5 tone? Bă, să stai cu... Nu e actualizat, am 27 de ani. Așa de lene mi-a fost. În 27, în 26. Okidoki și acum mergem.
Am făcut pământul și o să punem combina, o să mergem combina înspre cele trei terenuri pentru a fi pregătită. Primul video cu webcam de aproape 2 ani. Uite-te la alea cu FIFA. Ia uite, deja apar burenile acolo, trebuie să dau cu fertilizator, cred că. O să punem combina aici. Dar sunt curios cât am. Salutare, domnul de Darius Tuc. Turc. Bine, bine. Și erbicid. Da, dăm. Te știu de la Barbă Neagră. Da, ca marea majoritate. Da, cam 5.600 că am dat mai în spate. Stai că asta vreau să fac acum, să mă uit. Da, mă, 5.600. Trist. Trist, dita mai terenul și doar 5.600. Hai să vedem. Cu îngrășământ mai dăm acum sau așteptăm să facă verde închis și dăm cu îngrășământ și cu erbicid? Și uite și de la Barbă Neagră. Serios, Victor? De la Minecraft ai venit tu sau cum? Ca și de altfel și Vlad a venit de la Minecraft și Cristina a venit de la Minecraft, de acolo m-ați cunoscut marea majoritate. A, B-Wing mă știi de mai mult timp. Nu, acum. Facem rai la, de la, la, facem rai la barbă că e live. Da. Dacă sortez să vezi dacă cel mai vechi, la cel mai nou, cel cu Call of Duty primul, apoi cel cu FIFA din august 2017. A, august 2017. A, deci eu fac 2 ani acum, în august 2019? Wow, nu știu, pe grinană de la tine, Striker. Păi știu, domnul voievod, știu. Mulți îl știți pe grinană de la mine că joacă, juca Hoi 4 cu mine. Dar unii au venit noi la grinană și cred că unii știu de la... Unii mă știu poate pe mine de la el. Sau și versarul lui atunci. Mă gândesc acum, eu zic că... Să-i dau o să facă singur. Unde mă? Să discuiesc. Trebuie să-l iau pe ăsta. Lasă aici, că degeaba... Mă duc să iau ăla să discuiesc pe la mare. Și îi dau să facă că stau prea mult să-l discuiesc. Leo Raft te știi de la Runner. Ah, uite, vezi? De-aia zic că se schimbă treaba. Bă, om pe om să ajungi. E Ebi, nu Abi. Ebi. Păi, e Abei. Îți dai seama acum, dacă zice cineva Abi, e... Știi cu cine te... Da? Adică... Așa. Ăsta o lăsăm aici. Să dau. Ăsta o să meargă și el aici. Nu schimb discul cu unul mai mare. Momentan avem bani, vrem să facem mai mult bani. Pe mine mă interesează să cumpăr un tractor și după umblăm la mărimea discurilor și alte chestii. Așa, mă opresc cu ăsta aici. Nu, nu jignim lumea, domnul Darius, nu jignim lumea. Deși nu sunt nicio... Eu nu sunt de acord cu ceea ce face el, asta pot să spun, dar nu vreau să-l jignesc. Nu vă mai trecem de... Da, exact. Mulțumesc Criati Best pentru follow. De fapt, el a dat follow pe Instagram. Mi-a dat mesaj. Nici eu chiar o șanchi.
Doamne feri. Da. Mă gândesc că să ne oprim aici cu asta. Deja am făcut cam multe. Deja stăm de 2 ore și ceva. Ce tractor te gândești să-ți iei? Bă, unul cu putere mai mare. Nu știu dacă să-mi iau tractor, eu trebuie... De fapt, mi-aș lua un tractor, dar cu putere mai mare, care pot să-l folosesc atât la utilaje, cât și la... Ți-am trimis o poză pe Insta cu Holmer. A, înțeles, deci tu ai fost. Dar pe care să-l folosesc și la plimba prin oraș cu acea... căruță, așa îi zic căruță la remorca aia. Pentru că practic ce am eu acum merge foarte, foarte, foarte lent. Deci o să ne trească undeva la 200.000 de euro. Aș putea să mă bag și în bancă, dar pentru mai puțin. Aș putea să mă bag în bancă pentru restul de sumă. Cum aș vrea în bancă pentru o sumă mică? Pentru că n-aș vrea să rămân pe minus, aș vrea să rămân cu vreo 20.000 de euro. Știi că pentru... Ia stai să vedem cum e cu ăsta. Domnul Alin, dacă mai este pe aici, și domnul Victor și domnul Cosmin, că ăștia trei sunt grei, și George, dar cred că George a plecat de mult, se dau acum cu îngrășământ sau să aștept încă una? Mie mi se pare că e prea devreme să dau cu îngrășământ. Da, ai putea. Sau să dau să treacă mai mult. Ca aș vrea să dau cu un greșământ înainte să ies. A, uite, gata. Gata, hai să dăm. Acum putem să dăm cu un greșământ cel mai sigur, nu? Unde e, mă? Cu... X. Faci după aia CSGO? Bă, CSGO sau un Apex? Voi ce ați vrea? Un like? Un utilaj cumpărat? Da! Așa să fie. Cum fac? Cum face foca? Nu știu de ce tot râd în sensul ăla. Mă duc mai în stânga. Așa. Cam am. Păi asta nu știu dacă e runner online, jucăm și cu el. Stai că nu mai dau seama care cum e. Ah, stai că iar n-am loc aici să mă întorc. Bă, nu mai văd care cum era. Ai, este că-l văd aici la bază. Cred că mai în stânga puțin. CSGO cu nervii și înjurături. O să joci Roblox? Nu, CSGO cu Rana, dacă poate și așa. S-a mai jucat, s-a mai citit. Da, Apex e mult mai mișto, oameni buni. Ce-a făcut, mă? Am stat ăsta mai jos, mă? Așa. Ce adevărat, mă? Mă, ce zonă, mă? Joacă GTA? Aaa, nu. Nu, GTA, că n-am chef. GTA 3. De când am jucat GTA 3 chiar.
De un car de vreme. Și aici cred că trebuie să ne ridicăm ăsta. FIFA. Bă, o să joc și FIFA. Chiar o să joc FIFA pentru că n-am mai jucat de mult. FIFA 07. Nu, boss, că avem FIFA 19. FIFA 9. Call of Duty. Call of Duty nu l-am. O să joc GTA 6 când apare. Da, Cristi, cum să nu. Mă dau mai în dreapta. Așa. Și în sezonul viitor, în meciul, în meciul, doamne, în videoclipul următor, o să unim aceste două terenuri și o să facem un Dita mai terenul. Ce echipă îți place? Păi de obicei Real Madrid, dar acum de când l-au vândut pe Ronaldo nu prea mai îmi place așa. Mai joc și cu Real Madrid, dar joc și cu Juventus și mie îmi place de Ronaldo. Super Mario. Aoleo. Chiar. eBay zice de Super Mario pentru că știe că a mai jucat Super Mario. Și a fost destul de amuzant. A venit Hazard la Real. Cred că l-au și pus în FIFA 19, nu? Stai că încerc să mă poziționez corect aici. Este list până la moarte. A, nu, în România nu țin cu nimeni. Mi se pare o prostie oricum. Nu e un fotbal de calitate. Nu striga în microfon că se aude. Fain să și eu porcăști. Dar scuză-mă pe mine. Ebi, nu ebay. Așa. Și ăsta li se sfec. Microbiștii unde erau, mă? Ăștii palin, mă? Doar de la barbă. N-am avut onoarea să-l cunosc în alte circumstanțe. Știu doar că a venit odată la mine și mi-a donat. Mai de mult. Printre primele donații a fost. Și uite așa am terminat și cu fertilizatul. Întrebarea mea este: domnul Alin și domnul Victor și domnul George și domnul Cosmin, George și Cosmin cred că nu mai sunt, verdele ăsta nu este ultimul verde ca să dau cu erbicid, nu este așa? Știi, pe Dorel nu știu. Adică vreau să știu dacă dau și cu erbicid. Că dacă e să dau cu erbicid, dau acum. Dar dacă e să nu dau cu erbicid, ne vedem data viitoare, dăm cu erbicid, unim terenurile, le luăm. Și o să, deci o să facem pe ăla. A, deja l-a făcut? A, nici nu i-am dat. Bă, dacă știam că stau atâta, îi dădeam să fac. Nu e ultimul, trebuie să fie verde închis. Deci nu e ultimul. Ok. Păi atunci data viitoare asta o să facem. O să-l dăm repede ca să fie la pe ultimul. În timp ce dăm cu erbicidii, dăm drumul ăstuia să facă tot terenul ăsta. După aia îi dăm ăstuia să facă tot terenul ăsta. Să-l însemințeze, să-l cultive, sau cum ai se zice. Și apoi o să dăm cu erbicidii. Iei-te mă ce frumos. Aici, ăștia n-au iarbă, vedeți? Parcă n-au. Ia. Uiți 100% ce că n-au iarbă. Da. Sau uidul e bun, nu știu. Nu este ultimul. Nu este ultimul. Poți da cu erbicid. Lasă că dau la ultimul cu erbicid. Unește toate 3 hectarele. Bă, nu, pe ăștia deci cu drumul nu o să le unesc. Pentru că ăsta e drum. Ia uite, am dat din greșeală. Vreau să dau escape. Ăsta e drum, vedeți, și se duce până aici. Și nu vreau să stric drumul.
Dar o să-l unesc pe ăștia două, o să câștig o groază de teren aici. Uite și mie iarbă. Și hârtie. Mai avem nevoie și de iarbă. Da, o să-l unesc pe ăștia, deci exact unde stau eu o să fie unite și o să fac undita mai terenul și o să am două terene terenuri foarte mari. Ce mai faci? George, te căutam, George, te ceream ajutor, George, ai plecat, George, acum nu mai, am aflat răspunsul. George, și tot mai plecam, apropo. O să fie greu de unit. De ce? Atunci ne chinim în live următor. Tractor pe fiat, încă nu le știu pe toate și nu știu ce fac fiecare, așa că... Deci, deja ne-a pus task-uri. În următorul live discuim terenul mare. Cum zice? Erbicizăm ăștia alte trei terenuri. Unim după ce recoltăm ăștia două terenuri. Și după aia facem mari terenuri aici cu recoltă mare. Și poate dacă face bani cumpărăm și un tractor. Să vedem. Până data viitoare, mersi frumos că ați fost cu mine. Erbicidăm. Da, mulțumesc. Învățăm. Ce ne-ai fac aici? Așa, bun. Îl lăsăm așa momentan. Dăm și un save. De unde se dă save? Stai că știu. Ha! Episodul 2, stickerul, asta este save game, l-am salvat, ne vedem data pentru ce m-ai căutat. Nu mai contează acum, seară faină la toată lumea, mersi frumos că ați fost aici, nu uitați pentru cei care vor să vedeți mai multe episoade din farming, subscribe și clopoțelul ca să puteți să fiți notificați, iar dacă nu aveți mare încredere în YouTube, vă sfătuiesc să intrați pe Discord, linkul Discordului este în descriere, acolo veți fi notificați 100% de fiecare dată când fac live. Vă uitați dacă este live de FS, intrați, dacă nu este live de orice altceva și nu vă place, eu mai fac Apex, mai fac Counter, mai fac Fortnite din când în când, Far Cry pe care l-am terminat nu mai fac acum, dar mai fac ca să se înscrie dacă mai intru în el și chestii de genul ăsta. Dar dacă vreți să fiți notificați, ăștia sunt cele mai importante, subscribe, clopoțel și Discord. Și un follow pe Insta mă ajută că de acolo o să încep să, dacă creștem pe Insta, o să începem ușor să dăm și acolo notificări. Cam asta a fost, eu o să fac un live în continuare cu Counter sau Apex, depinde să vedem dacă că ce joacă și Great Runner, dacă e pe aici, dacă nu e și chestii de genul ăsta. Până data viitoare, vă mulțumesc că ați fost aici și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere, ciao les!